Ordonanța militară numărul 9 din 16 aprilie 2020, privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19. Având în vedere dispozițiile articolului 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 1 din 1999, privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin legea numărul 453 din 2004, cu modificările și completările ulterioare ale articolului 2 și articolului 3, alineatul 3, din decretul președintelui României numărul 240 din 2020, privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 311 din 14 aprilie 2020. Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin hotărârea numărul 20 din 16 aprilie 2020, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor punctului 3 și 4 din anexa numărul 2 la decretul președintelui României numărul 240 din 2020, în temeiul articolului 20, litera N din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 1 din 1999, cu modificările și completările ulterioare. Ministrul Afacerilor Interne emite următoarea ordonanță militară. Articolul 1, alineatul 1. Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 18 aprilie 2020. Articolul 1, alineatul 2. Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Italia și din această țară către România pentru toate aeroporturile din România pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 19 aprilie 2020. Articolul 1, alineatul 3. Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Franța și Germania și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 21 aprilie 2020. Articolul 1, alineatul 4. Măsurile prevăzute la alineatul 1 și 3 nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, servicii tehnice, precum și aterizărilor tehnice necomerciale. Articolul 2, alineatul 1. Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de carantinare lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Bulgaria, nu prezintă simptome asociate COVID-19. Articolul 2, alineatul 2. Prin lucrător transfrontalier se înțelege persoana care face dovada că locuiește și lucrează într-o rază de 30 de kilometri de o parte sau de alta a frontierei de stat româno-bulgare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane și care se reîntoarce la locuință cel puțin o dată pe săptămână. Articolul 2, alineatul 3. Punctele de trecere a frontierei de stat româno-bulgare prin care se permite intrarea în România în condițiile alineatului 1 sunt următoarele: Giurgiu Ruse și Calafat Vidin. Articolul 2, alineatul 4. Prin punctele de trecere a frontierei de stat româno-bulgare prevăzute la alineatul 3 se permite și intrarea, ieșirea lucrătorilor transfrontalieri cu mașini și utilaje agricole. Articolul 2, alineatul 5. În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alineatul 2, persoanele în cauză intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor. Articolul 2, alineatul 6. Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, partea 1. Articolul 3, alineatul 1. La efectuarea schimbului de echipaj la bordul navelor de navigație interioară care arborează pavilion român și la bordul navelor maritime, indiferent de pavilionul pe care îl arborează,
colaborează, aflate în porturile românești, personalul navigant trebuie să prezinte autorităților competente certificatul pentru lucrători din transportul internațional stabilit de către Comisia Europeană în anexa numărul 3 la comunicarea privind implementarea culoarelor libere Green Lens în cadrul liniilor directoare referitoare la măsurile de management al frontierelor pentru protecția sănătății și asigurarea disponibilității bunurilor și serviciilor esențiale. C2020-1897 din 23 martie 2020, articolul 3 aliniatul 2. Personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară care arborează pavilionul român într-un port românesc și care nu prezintă simptome asociate COVID-19, nu se supune măsurilor de carantinare în spații special amenajate sau la bordul navei ori măsurilor de izolare la domiciliu cu condiția asigurării de către angajatori a certificatului prevăzut la aliniatul 1 și a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19 pe timpul deplasării de la navă la locația unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri. Articolul 3, aliniatul 3. La efectuarea schimbului de echipaj la portul navelor maritime, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, aflate în porturile românești, personalul navigant trebuie să fie în prealabil testat pentru COVID-19, indiferent de zona din care acesta provine, de personalul Direcției de Sănătate Publică ce își desfășoară activitatea în portul respectiv. Articolul 3, aliniatul 4. Personalul navigant maritim prevăzut la aliniatul 3, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, va fi transportat dintre spre punctele de trecere a frontierei, indiferent de mijlocul de transport utilizat pe ruta cea mai scurtă și fără întreruperi. Personalul navigant maritim și cel care îi asigură transportul trebuie să folosească echipamente individuale de protecție împotriva COVID-19. Articolul 3, aliniatul 5. În vederea efectuării schimbului de echipaj, agentul navei maritime sau angajatorul personalului navigant maritim, după caz, are obligația să asigure personalului navigant următoarele. A. Testarea pentru COVID-19. B. Echipamentul individual de protecție împotriva COVID-19 pe timpul transportului prevăzut la aliniatul 4. C. Certificatul prevăzut la aliniatul 1. Articolul 3, aliniatul 6. Personalul navigant român, maritim și fluvial, care se repatriază și care, la intrarea în țară, nu prezintă simptome asociate COVID-19, se supune măsurilor de izolare la domiciliu cu condiția asigurării de către angajatori a certificatului prevăzut la aliniatul 1 și a unei declarații pe propria răspundere, al cărui model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor privind utilizarea continuă a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19 pentru deplasarea de la navă la locația unde poate fi contactat în următoarele 14 zile. Articolul 3, aliniatul 7. Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, partea 1. Articolul 4. Prevederile aliniatului 2 al articolului 7 și ale articolului 9 din Ordonanța Militară numărul 3 din 2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 publicată în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 247 din 24 martie 2020, își încetează aplicabilitatea. Articolul 5, aliniatul 1. În articolul 3 din Ordonanța numărul 8 din 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 301 din 10 aprilie 2020, se modifică și va avea următorul cuprins. Aliniatul 1. Pe perioada stării de urgență, piețele agroalimentare rămân deschise cu obligația administratorilor de a organiza activitățile în baza actelor normative incidente prin adoptarea de măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID-19 care se refere cel puțin la purtarea de mănuși și măști, precum și la păstrarea distanței sociale atât la intrarea în piață cât și în interiorul acesteia. Articolul 6. Prevederile aliniatului 2 al articolului 3, articolelor 7 și 8, litera D a aliniatului 1 al articolului
articolului 21, precum și anexa numărul 2 la Ordonanța Militară numărul 8 din 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 301 din 10 aprilie 2020, își încetează aplicabilitatea. Articolul 7, aliniatul 1, sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezente ordonanțe militare. A. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru măsurile prevăzute la articolul 1. B. Poliția de Frontieră Română și Direcțiile de Sănătate Publică pentru măsura prevăzută la articolul 2. C. Autoritatea Navală Română și Direcțiile de Sănătate Publică pentru măsurile prevăzute la articolul 3. Articolul 7, aliniatul 2. Nerespectarea măsurilor prevăzute la articolul 1-3 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală în conformitate cu prevederile articolului 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 1 din 1999 cu modificările și completările ulterioare. Articolul 7, aliniatul 3. Personalul instituțiilor prevăzute la aliniatul 1 este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni în conformitate cu prevederile articolului 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 1 din 1999 cu modificările și completările ulterioare. Articolul 8, aliniatul 1. Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, partea 1. Articolul 8, aliniatul 2. Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul prin mesaje difuzate regulat pentru cel puțin 2 zile de la data publicării despre conținutul prezentei ordonanțe militare.